so Halleluja, ich bin Schwalens Lebenssegnung, freu dich dir. Ja, ich singe, hoffe immer da zu singen, wenn ich vor dem Ewigen Treue Gottes steh. Ja, ich preise ihn, ja, ich preise ihn, Halleluja, will ihn preisen, will ihn preisen, mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben, ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Oh, ich preise ihn für Erlösung, Halleluja, größter Reichtum, den der Menschen Sinn erkannt. Eins war ich verirrt und war auf breitem Wege, doch in Jesu Christus ewiges Glück ich fand. Ja, ich preise ihn, ja, ich preise ihn, Halleluja, will ihn preisen, will ihn preisen, mehr und mehr, mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben, ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Ich will immer darin preisen, Halleluja, Freud und Frieden, der gehört mir alle Zeit. Er hat mich erlöst und hat mein Herz gereinigt und in seinem Dienst will ich Zufriedenheit. Ja, ich preise ihn, ja, ich preise ihn, Halleluja, will ihn preisen, will ihn preisen, mehr und mehr. Leben ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Jesu Namen will ich preisen, Halleluja, und will rühmen seine Gnade, die mein Teil, dann der einst am großen Auferstehungsmorgen, sehen wir den, der uns erwartet, das ewige Heil. Ja, ich preise ihn, ja, ich preise ihn, Halleluja, will ihn preisen, will ihn preisen, mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben, ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Oh, ich preise ihn für die Kraft, die er verleiht, und dem vorgesteckten Ziel ich eile zu. Bald ich gehe durch des Himmels schöne Pforte, wo ich ewiglich genieße süße Ruh. Ja, ich preise ihn, ja, ich preise ihn, Halleluja, will ihn preisen, will ihn preisen, mehr und mehr. Leben ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft aus aller Not, die
was du bereit ist. Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt von Teufeln wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht adunare, fie ca Domnul să fie cu noi și în mijlocul nostru, să lucreze prin Duhul Său cu fratele nostru, ca din nou să putem pleca întăriți din acest loc și cu adevărat să fim binecuvântați. Dacă așteptăm binecuvântarea, atunci o vom și primi. Fie ca Domnul în această dupămasă să ne binecuvinteze pe toți, și pe toți cei conectați, de aproape și de departe, de pe întreg pământul, acest cuvânt va fi ascultat, fie ca toți să primească aceeași binecuvântare pe care o vom primi noi în această dupămasă. Noi deja cântărăm puternici, am cântat această cântare care a cântat-o corul, o cetate puternică este Dumnezeul nostru. Asta deja ne-ar dărui o predică întreagă. Dacă citim aici, cu puterea noastră nu putem face nimic. Noi repede suntem pierduți, dar se luptă pentru noi bărbatul curajos care însuși Dumnezeu l-a ales. Și în această stare dorim să ascultăm ceea ce Domnul dorește să facă astăzi în mijlocul nostru. Noi nu putem face nimic de la noi, dacă noi am face de la noi din forța proprie, am alergă pe căi greșite, fie ca El să ne arate care este calea noastră, vrem să ne încredințăm toate căile Lui și să rugăm ca El să fie prezent, ca El să ne călăuzească și să ne conducă. La treia strofă din cântare,
Și dacă lumea ar fi plin de diavoli și totuși noi nu ne temem, noi vom birui, vom reuși. Nu știm cum arată lumea de astăzi, dar noi și știm că unul este biruitorul. Biruitorul Golgotei este Domnul nostru, Iisus Hristos. Noi putem zidi mângâiați pe El, mângâiați ne putem împotrivi dușmanului și dacă El ne atacă, noi cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sabia lui Dumnezeu ne putem împotrivi și să-L biruim, pentru că El și așa este biruit, El a pierdut. Biruitorul este Iisus Hristos. Iisus Hristos, El care ne-a răscumpărat și ne-a mântuit. Acum cuvântul de început. Cântările de început acum. Cântarea 41. Pe toate căile mă călăuzește Iisus. Este cântarea mea, Lui voi sluji toată viața mea. El îmi astâmpără dorința inimii mele, cinstea lui Cel este cântarea mea, Iisus, lui Iisus îi voi cânta toată viața. El a stâmpărat dorința inimii mele, cinste Domnului. O împărăție veșnică mă așteaptă, laudă și cinste, mulțumire Domnului. Aleluia este cântarea mea și toată viața mea o voi cânta lui Iisus.
el a stâmpărat dorința inimii mele, cinste Domnului. Fiecare pildă, Iisus ne-a deslușit-o, laudă și mulțumire, laudă și mulțumire. Pe toate căile, eu mă bucur și mulțumesc Lui, laudă și mulțumire. Aleluia este cântarea mea, lui Iisus îi cânt o viață întreagă. El a stâmpărat dorința inimii mele, cinste Domnului. Slavă Domnului! Amin. Dar putem doar mulțumi Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Noi în versetul 4 am cântat, El niciodată nu a trecut pe lângă mine. Chiar dacă trecem prin încercări, prin boli, și dacă deseori se pare că Domnul ne-a părăsit, El totuși este cu noi. Dacă ne uităm în urma noastră, la viața noastră, vedem călăuzirile lui Dumnezeu, cum ne-a călăuzit, cum ne-a condus pe toate căile după voia și plăcerea Lui. Și ne-a călăuzit pe calea dreaptă. Și pentru aceasta îi suntem mulțumitori. Și îi putem aduce un aleluia liniștit. Cântăm a doua cântare, 693. Și apoi fratele Laumer va aduce cuvântul și fratele Baumgartner va mulțumi împreună cu noi. Cântarea 693. Nu te teme. Fürchte dich nicht, was auch geschieht, Gott sorgt für dich sein. Nu te teme orice s-ar întâmpla. Dumnezeu îți poartă de grijă, copile. Ochii Lui plini de dragoste se uită peste tine și Dumnezeu se îngrijește de tine. Tu ești copilul Lui. Dumnezeu se îngrijește de tine, tu ești copilul Lui. El prietenos și credincios, zilnic, îți poartă de grijă. Tu ești copilul Lui. El îți poartă de grijă. Atunci când suferi și curajul te părăsește, Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui. Când pericolul și necazul te înconjoară, Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui. Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui, prietenos, credincios, zilnic, din nou îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui. Tu ești copilul Lui. De tot ceea ce tu ai nevoie, îți dăruiește El. Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui. Vino doar în credință, mereu, Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui. Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui, prietenos și credincios zilnic, din nou îți poartă de grijă. Tu ești copilul Lui, El îți poartă de grijă. Chiar dacă câteodată încercarea durează mult, Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui. În curând o va lua de pe tine ceea ce te împovorează, Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui.
Dumnezeu îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui, prietenos și credincios, zilnic din nou îți poartă grijă. Tu ești copilul Lui, El îți poartă de grijă, tu ești copilul Lui. Auch diese Worte mögen uns begleiten. Și aceste cuvinte să fie alături de noi. Nu te teme. Orice s-ar întâmpla, să ținem tare de ceea ce Domnul ne-a dăruit până în ziua de astăzi. Să nu rătăcim, să alunecăm de pe cale, ci să ținem tare și să mergem drept înainte pe calea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Nu te teme, orice s-ar întâmpla. Sau de ce ai nevoie, El îți dăruiește. Toate aceste făgăduințe, noi le-am primit din cuvânt. Dacă noi umblăm pe căile Lui, toate făgăduințele Lui sunt da și amin și sunt scrise pentru noi. Chiar dacă încercarea durează multă vreme, câteodată, ni se pare că nu se termină. Până când noi suntem puși pe un nivel mai înalt, sau dacă noi dintr-o boală sau dintr-un prăpastie suntem scoși afară, dragilor, încredeți-vă în Domnul. El o va face bine. El știe de ce avem nevoie și El și știe cât durează o încercare și ce-i binele din încercarea aceea. Și acum îl doresc pe fratele, doresc ca fratele Laumgartner să vină să... Ne aduc un salut. Scumpilor, este o bucurie să fac un anunț că avem o tabără în Elveția, tabără de vară în iulie, din 24 până în 29 iulie. Înaintea adunării din Zürich, eu am avut-o pe inimă să o fac din nou, să o organizez. Toți tinerii sunt invitați. Nu este doar pentru tineri, nu este o limită de vârstă, dar acolo unde masa cu predici, acolo e un flyer. Și în internet și pe homepage-ul adunării din Elveția, cine e interesat se poate anunța. Eu sunt sigur că Domnul ne va binecuvânta, este a șaptea oară de când o facem și ne încredem în El, că El ne va dărui o binecuvântare bogată, să o spunem sincer. Nu doresc doar o binecuvântare, eu am o mare dorință ca noi să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Fratele Branham a spus-o, dacă ne-am întâlnit cu El și ne întâlnim cu crucea Lui, atunci suntem oameni schimbați. Și asta mi-o doresc din tot sufletul. Eu mă încred în Domnul că El ne va binecuvânta și ne va dărui. Nu doar noi aici, din acest loc, ci pentru toți avem aceeași dorință și dorim ca și în această după masă, ca să avem o întâlnire cu Domnul Iisus. Amin. Fratele Baumgartner, scump frați și surori, și eu doresc ca pe toți care au venit astăzi aici și toți cei conectați online, doresc să vă salut din inimă și să vă spun un bun venit în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Îi aducem laudă și mulțumire Domnului posibilitățile pe care le avem să fim astăzi aici și să transmitem online, fie ca Domnul să fie cu noi, fie ca Domnul astăzi să ne dăruiască o zi deosebită a mântuirii, a harului, a pregătirii spre cinstea numelui Său, ca El să ne binecuvinteze. Astăzi este din nou o zi deosebită care Domnul a făcut-o pentru noi. Dorim să-i mulțumim Domnului din toată inima
și să-i predăm totul în buna încredere că nu vom rămâne de rușine și că vom rezista până la sfârșit. Suntem mulțumitori Domnului că El ne-a călăuzit până aici și ne va călăuzi și mai departe. Ne va ține tare de mână ca să putem vedea ceea ce am crezut într-o bună zi. Cuvântul de introducere doresc să-l folosesc pe cuvântul din 2 Petru. 2 Petru 3. Und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. 2 Petru 3, de la versetul 8 începând. Vă rog să ne sculăm în picioare pentru aceasta. 2 Petru, capitolul 3, începând de la versetul 8 până la 14. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Sondern dass alle zur Buße gelangen. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu un trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Die auf ihr sind in Feuer aufgehen. Dann und dies alles sich deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Domnul fie ca să ne dăruiască tuturor har, ca să recunoaștem seriozitatea ceasului. Decizia a luat-o deja Dumnezeu pentru noi. Fie ca Domnul să dăruiască astăzi, ca să luăm o decizie pentru El, ca să fim prezenți. Să fim prezenți atunci când Domnul își va lua pe ei să-i acasă. Mai este o dorință de rugăciune pentru o persoană în mijlocul nostru? Are greutăți. Mântuirea Golgotei să o înțeleagă, să o cuprindă și roagă biserica ca să fie amintit în rugăciune. Mai este o binecuvântare de copii anunțată și rog pe părinți, după rugăciune, să vină cu copilașul automat, de să vină după rugăciune în față. Dorim să mulțumim Domnului. Tată Ceresc plin de har, eu ție îți mulțumesc pentru privilegiul că noi în această după masă, în numele Tău, suntem adunați și încă timpul harului mai ține. Tu ai îndelungă răbdare cu noi pentru că nu dorești ca unii să piară,
ci ca toți să se pocăiască. Ajută-ne! Ajută-ne pe toți! Iartă-ne scăpările noastre, Doamne! Intră în dreptul Tău astăzi! Doamne, umblă prin rândurile noastre, cercetează-ne, verifică-ne pe deplin. Tu cunoști foamea inimii noastre, Tu cunoști dorințele noastre. Tu ai făgăduit că Tu această dorință o vei astâmpăra. Lucrează astăzi în mijlocul nostru spre cinstea numelui Tău. Lasă-ne să veghem, să rămânem treji și dăruiește-ne Duhul de rugăciune necesar, ca Tu să găsești plăcere în îndurare și noi să fim veseli că am primit har înaintea Ta. Doamne, îți mulțumim că harul și dragostea lui Dumnezeu pe Golgota a fost descoperită. Doamne, toate rugăciunile ți le aducem și rugăciunea acestei persoane din mijlocul nostru care are greutăți, mântuirea de pe Golgota, să o cuprindă, să o înțeleagă, să o creadă. Lasă ca această persoană să te experimenteze acum, că Tu, prin sângele Tău vărsat pe Golgota, toată paguba ai eliminat-o. Atinge acum persoana respectivă, mângâie-l, înviorează-l și pe noi toți, prin prezența Ta sfântă, ca un răscumpărător viu. Binecuvântarea Atotputernicului astăzi să se odihnească peste întreaga adunare. Pentru astăzi și întotdeauna, fiecare drept al Satanei prin sângele mielului este eliminat. Binecuvintează, întărește și unge-l pe solul și robul Tău când acum în încheiere va vorbi cu noi. Unge-ne, binecuvintează-ne pe toți împreună și călăuzește-ne din adevăr în adevăr, din claritate în claritate, până când vom vedea ceea ce am crezut. În numele Sfânt al lui Iisus te-am rugat. Amin. Credinciosule Tată Ceresc, cu o inimă mulțumitoare, stăm aici și ne uităm spre Tine. Doamne, suntem atât de mulțumitori că Tu pe copilașii noștri și familiile noastre le-ai binecuvântat atât de bogat. Tu, fraților noștri și surorilor noastre, le-ai dăruit copila sănătoși. Ți-i aduc înapoi acum, Doamne. Îți dedicăm acest copilaș acum, acest Beniamin, în numele Sfânt al lui Iisus. Ți-l dedicăm. Doamne, te rugăm, primește acest copilaș, acceptă-l, primește-l, binecuvintează-l cu binecuvântarea veșnică. Doamne, ajută familia tânără, ajută-i pe părinți, dăruiește har ca copilașii lor.
să fie educați pentru slujirea lui Dumnezeu. Binecuvintează, ocrotește, păzește întreaga familie. Cu bunătate, har, îndurare, umple-i în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Fii binecuvântat și dedicat lui Dumnezeu în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Poate mai cântăm o cântare. Crede numai. Crede numai. Numai să crezi. Vă rog pe fratele Mischi să spună câteva cuvinte după aceea. Crede numai. Totul este posibil celui ce crede. Numai să crezi. Totul este posibil. Crede numai. Iisus este aici. Iisus este aici, totul este posibil pentru că Iisus este aici. Ja, Brüder und Schwestern, das ist wahr. Wo zwei oder drei in seinem heiligen Namen. Spun, frați și surori, ăsta este adevărul. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele lui Sfânt, acolo unde ei devin una. Și orice ei cer, asta Domnul o va dărui. Și acolo Domnul este prezent. Da, doresc să vă salut pe toți călduros. În numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Și imediat doresc să vă transmit salutările care mi-au fost încredințate. Am făcut o călătorie misionară în Brazilia, în America de Sud. Și acolo m-am întâlnit cu mulți frați și am slujit fraților cu cuvântul și toți transmit salutări călduroase și suntem într-o relație cu Dumnezeu, cu cuvântul Său și în rugăciuni. Și este frumos că cuvântul ajunge la toți, pe întreg pământul, și toți au legătură, au parte de ceea ce Dumnezeu face în prezent, ceea ce Duhul are de spus bisericilor, și așa este posibil ca mireasa să se unească sub un singur cap, Iisus Hristos. Și frații din Portugalia, care ne urmăresc acum, transmit salutări călduroase, mama mea și frații mei, și ei urmăresc prin internet adunarea din Brazilia, frații din Brazilia, din Mozambic, din Angola, toți mi-au scris deja, au greutăți cu conectarea de internet, dar funcționează, acum toți ne pot urmări. Suntem mulțumitori pentru posibilitățile tehnice, așa că toți pot să urmărească ceea ce Dumnezeu face acum, ce vorbește. Și cum deja cuvântul minunat de aici din 2 Petru l-am auzit, da, pentru că deci toate aceste lucruri se strică, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? 2 Petru 3, versetul 11.
Domnul nostru va lua doar o ficioară curată, o mireasă fără pată, fără zbârcitură, spălată în cuvânt, în baia cuvântului, și acum este timpul pregătirii, a curățirii, a unificării, a unirii cu Iisus Hristos și unii cu alții. Domnul este capul și capul nu poate coborî pe trup dacă trupul este atât de certat, de împărțit și unul aleargă într-o direcție, într-o altă direcție, trebuie să fim uniți sub un singur cap. Și acest lucru se întâmplă doar prin vestirea adevăratei Evanghelii. Și cum Domnul nostru a spus deja în Luca, Luca 12:49, eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? În Luca, în Luca capitolul 3, atunci când Ioan și-a început slujba și poporul era într-o mare așteptare, citim în Luca, capitolul 3, versetul 15 și 16, fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Scump frați și surori, ce aș dori mai mult decât să fie aprins chiar acum un foc? Noi toți știm ceea ce este scris în Fapte 1 și 2, în timpul rusalilor, și citim în Fapte, capitolul 1, cuvântul important, Faptele Apostolilor 1:14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Ei stăruiau cu un cuget, erau uniți în rugăciune. Am ajuns noi în această stare ca să fim așa de uniți în rugăciune, ca să așteptăm ca focul lui Dumnezeu să se coboare asupra noastră. Scump frați și surori, când ei în această dragoste divină erau uniți, Duhul lui Dumnezeu s-a putut revărsa asupra lor și citim în capitolul 2, versetul 3, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Noi toți așteptăm ultima lucrare a Duhului lui Dumnezeu, dar asta se poate doar întâmpla dacă mireasa este una, dacă suntem una, unii cu alții, și intrăm în spărtură unul pentru altul în rugăciune. Și îl putem iubi doar pe Dumnezeu dacă ne iubim unii pe alții, scumpilor. Dacă cu adevărat povara fiecăruia o putem purta și așa cum această unitate este în Duhul și am ajuns în această stare, Dumnezeu își va încheia lucrarea. Și acum mireasa este unificată prin vestirea cuvântului pe întreg pământul. Toți sunt conectați acum, toți ascultă același cuvânt, toți se pot pregăti. Poți să iei o baie a cuvântului acum, să fie eliberat de tot ce îi împovorează, de tot aluatul vechi, de toate învățăturile
străine, să devenim una cu Hristos. Și revenirea Domnului este aproape și El va veni, să intrăm în rugăciune pentru alții și Domnul își va desăvârși lucrarea Lui. Lui aducem cinste și slavă. Amin. Laudă și mulțumire îi aducem Domnului. Fratele Frank acum predica, am auzit-o deja, pur și simplu puternic. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu ni se adresează nouă și ne mișcă. Și cuvântul din introducere, care, mai ales versetul 14, de aceea, scumpilor, fiți în așteptarea acestor lucruri, fiți râvnoși să trăiți în evlavie, evlavioși, să fiți găsiți fără pată înaintea Lui, în pace. Rămâne așa cum este scris. Cei care au fost pregătiți, în 2 Petru 3 cu versetul 14, toți care au fost pregătiți au intrat în odaia de nuntă și ultimul mesaj este cu adevărat invitația directă la această nuntă a mielului. Nu doar o vestire, ci este o invitație să fii invitat la această nuntă a mielului și toți care ascultă acum cuvântul și îl cred, sunt o proprietate a Domnului. Pe crucea Golgotei, prețul a fost plătit înainte ca să intrăm în cercetarea cuvântului. Permiteți-mi să spun următoarele. Eu Domnului Dumnezeului nostru îi sunt foarte mulțumitor. Voi cunoașteți cu toții ultima scrisoare circulară. 55 de ani de când chemarea a avut loc în 2 aprilie 1962. 55 de ani au trecut de atunci și dacă mă gândesc la credincioșia lui Dumnezeu, la căile lui Dumnezeu, la toate călăuzirile și conducerile care mi le-a dăruit și la ceea ce, câte indicații a dat Domnul, fraților, surorilor, așa ceva încă nu a fost pe pământ. Eu mă gândesc acum, mai ales la 28 decembrie. Robul meu, adună-mi poporul meu, toți aceia care au încheiat un legământ prin jertfă. Eu doresc să-i lasă, mi-asculte cuvintele mele. Eu am auzit-o cu urechile mele. Eu cunosc ziua, cunosc locul și ceasul. Eu cunosc locurile când Domnul a dăruit călăuzirile și mă gândesc la adunarea din Böblingen. Unii dintre voi erau acolo. Ecoul pur și simplu puternic. Mulți au fost noi în mijlocul nostru și au auzit cuvântul și l-au primit. Și apoi adunările de Paști, ultimul weekend, am fost în Paris, 1200 de oameni adunați ca să asculte cuvântul Domnului. Și din nou, peste 300 au fost conectați online de pe întreg pământul. Fratele nostru, fratele Lutica din Melbourne, Australia, a trimis un e-mail. Noi toți am urmărit adunarea și am putut vedea adunarea. Întreaga lume ne urmărește și ne vede. Și în Paris a venit fratele Didier cu un teanc a
predicilor pe care le-am publicat. Concilul lui Dumnezeu a avut-o cu el. Eu în 1963 am scris cartea respectivă. După ce eu predicile fratelui Branham în legătură cu deschiderea celor 7 peceți, eu m-am așezat și am scris concilul lui Dumnezeu și am văzut un teanc întreg de broșuri. A avut acest teanc în mâna lui fratele Didier și a spus: frate Frank, suntem mulțumitori pentru fiecare broșură care ai publicat-o și ai scris-o. Și totul este ca și cum ar fi scrisă astăzi. Dumnezeu este omniprezent. El cunoaște viitorul și totul în planul său de mântuire a rânduit. Apoi de fiecare dată aud că unii predicile de la Radio Luxemburg le ascultă. Anii 70, din 1967 începând, 10 ani Radio Luxemburg. Și toți din întreaga Europa au putut asculta. A fost undele de radio, puteai auzi în Moscou, în Belgrad, în Berlin și în Bern. Pur și simplu minunat, așa cum Dumnezeu a călăuzit totul, că ultimul mesaj să fie purtat și cele 504 predici de la televiziunea Berlin, dacă mă gândesc cum Dumnezeu a deschis uși și inimi, și acum mă gândesc în această clipă la președintele nostru, Richard von Weizsäcker. Eu am fost invitat în Berlin ca să vorbesc cu el. Și ce să vă spun? El m-a rugat ca să dau mărturie despre chemarea mea și când eu am spus ceea ce Domnul mi-a poruncit, el s-a sculat în picioare și a spus: tot respectul, eu cred mărturia dumneavoastră. Dumnezeu cu adevărat a călăuzit așa, că înaintea celor înalți, mari și mici, cuvântul lui Dumnezeu să fie purtat. Și dacă ne gândim acum că întreaga lume ne ascultă și ne vede, și așa cum fratele Mischis a amintit deja, dacă în Brazilia, și acolo putem spune liniștit, acum exact 47 de ani am predicat în São Paulo și după 47 de ani stă un frate, Helmut Mischis, aici în față, care atunci era un tânăr, un flăcău și a auzit de prima dată cuvântul Domnului. Fraților și surorilor, când cuvântul lui Dumnezeu ne atinge și ne vorbește, primiți, acceptați-l. Și niciodată nu se va întoarce gol înapoi, ci își va atinge scopul, va împlini scopul pentru care a fost trimis. Noi cu adevărat ne uităm la mulți ani în urmă și multele călătorii și contactele care Dumnezeu le-a dăruit până munții Ural, până în Siberia, pe întreg pământul contacte. Și dacă ne gândim, în ultimul an, în octombrie, marea conferință din Pakistan, în Lahore, 8.000 de oameni într-un stat islamic adunați în stadion ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și cu toată inima și cu tot sufletul au primit cuvântul, pur și simplu, puternic. Putem merge dintr-o țară într-alta, dintr-o localitate într-alta și pur și simplu putem da mărturie despre ceea ce Dumnezeu prin har a făcut. Și noi avem voie să spunem că El în ziua mântuirii, în ziua harului ne-a ajutat. Și vă rog să o primiți așa cum eu doresc să o exprim. Și harul, toate afirmațiile fratelui Branham,
să le înțelegi corect, să le încadrezi biblic și să-i dai dreptate lui Dumnezeu. Și tocmai așa cum el lua Biblia în mână și spunea, acesta este absolutul meu. Exact așa și noi luăm Biblia în mâinile noastre și în inimile noastre și spunem că acesta este absolutul nostru. Și acest lucru a fost deja amintit, că cuvântul este sămânța. Cuvântul este sămânța. Domnul nostru a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut trup. Și cuvântul care a fost hotărât pentru noi, noi îl credem, este sămânța divină care a fost semănată în noi și cade pe un pământ bogat, roditor și va răsări și va avea loc o recoltă. Așa cum am și citit cu toți împreună, că însuși Domnul își va aduna grâul în grânarul lui. Și acest lucru îl spun în fața Totputernicului Dumnezeu. Când eu lanul de grâu enorm de mare l-am văzut și vocea puternică a Domnului, robul meu, recoltează recolta. Nu vă puteți închipui ce înseamnă când vocea directă, străpungătoare a Domnului răsună. Ce absolut în fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este. Mai întâi semănăm cuvântul, apoi recoltăm și așa va fi. Atât de sigur, noi n-am semănat nicio singură răstălmăcire, ci doar cuvântul curat, sfânt, prețios, veșnic, valabil l-am semănat. Atât de sigur, sămânța cuvântului a răsărit în noi și atât de sigur, noi la recoltă vom fi prezenți. Pentru că și acest lucru în ianuarie 81 mi-l arăta Domnul, că mireasa a fost răpită și acest lucru niciun om nu și-o poate închipui. Ce simți din trup să fii luat, să fii scos, să te ridici în sus și vezi gloata îmbrăcată în alb, toți în tineri și noi pur și simplu ne ridicăm în sus ca să-L întâmpinăm pe Domnul, să ne întâlnim cu El. Dar la sfârșit, desăvârșirea miresei mielului va avea loc, spălată în sângele mielului, sfințită în cuvântul adevărului, pecetluită cu Duhul Sfânt pentru ziua glorioasă a răscumpărării. Și noi acest lucru de fiecare dată trebuie să-l amintim, că Dumnezeu nu poate pecetlui un amestec. Dumnezeu poate doar pecetlui ceea ce este adevărat, ceea ce El a putut face în noi, ceea ce El a putut pune în noi. El pecetea Lui o va pune doar pe lucrarea Lui, pe ceea ce El a putut face în viețile noastre. Și noi ne gândim acum și astăzi la lucrarea isprăvită. Permiteți-mi aceste două locuri biblice să le citesc. Încă o dată să le citesc din Ioan, Ioan 19, când Domnul nostru lucrarea pe calvar a isprăvit-o și apoi a strigat, s-a isprăvit. Aici noi o avem în Evanghelia lui Ioan, capitolul 19, versetul 28 și apoi versetul 30. Ioan 19, versetul 28. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, că totul s-a isprăvit,
că totul s-a isprăvit pe limba germană, ca să se împlinească toată Scriptura, a zis, pentru ca să se împlinească toată Scriptura, a zis, pentru ca să se împlinească toată Scriptura cu răscumpărătorul și cu cei răscumpărați, o mai citim încă o dată. După aceea, pentru că Iisus știa că acum totul s-a isprăvit, ca să se împlinească toată Scriptura, a zis, Miesete, lăudat și cinstit să fie Domnul, Dumnezeul nostru. Și acum, versetul 30, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Noi cu toții știm, dacă citim Evanghelia lui Matei, a lui Marcu, a lui Luca, dacă citim ce cu adevărat s-a petrecut, un cutremur, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, s-a isprăvit. Domnul a isprăvit-o. Și împlinirea de la Psalmului 22, o vedem în Ioan 19, citim Psalmul 22 acum, cuvintele profetice minunate, deja din Vechiul Testament, bărbații lui Dumnezeu, ei au prorocit. Și aici este scris, Psalmul 22, versetul 31 și 32. O sămânță de oameni îi va sluji. O sămânță de oameni îi va sluji. Spuneți un amin. Și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după El. Versetul 31 pe limba română. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui. Vor face de cunoscut dreptatea Lui. Vor vesti lucrarea Lui, poporului care se va naște, că El a isprăvit-o, limba germană. Deja în Vechiul Testament a trebuit să fie vestit ce se va întâmpla celor ce se va naște, că El a isprăvit. Lăudat și cinstit să fie Domnul nostru. Că nu avem doar un mesaj, ci miezul, mesajul lui divin, avem voie să-l purtăm. Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Și noi din inimă suntem mulțumitori pentru aceasta. În scrisoarea către Tit, Pavel a scris unele cuvinte care ne merg la inimă. Sunt călăuziri care, și îndemnuri care ne-au fost dăruite în Tit, imediat în primul capitol, aici scrie bărbatul lui Dumnezeu următoarele, Titus, Tit, capitolul 1, versetul 1, eu, Pavel, un rob al lui Dumnezeu și un apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, nu doar general, în general pentru credință, ci pentru credința aleșilor lui Dumnezeu. Aleșii lui Dumnezeu nu cred doar ceea ce doresc ei să creadă, ei îl cred pe Dumnezeu și ei cred fiecare cuvânt. Și Pavel a putut spune și a dat mărturia aceasta că eu, Pavel, un rob al lui Dumnezeu și un apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Amândouă sunt scrise despre aleșii lui Dumnezeu
și despre cunoștința adevărului. Pentru că prin propovăduirea adevărului divin, noi de fiecare rătăcire suntem eliberați. Așa Domnul a spus-o. Voi veți recunoaște adevărul și adevărul vă va elibera, vă va face oameni liberi. Scump frați și surori, noi asta nu spunem ca să criticăm, dar întreaga creștinătate și întreaga lume religioasă vorbește despre credință. Dar ei vorbesc de credința lor. Nu vorbesc despre credința aleșilor lui Dumnezeu. Ei nu vorbesc despre credința acelora care cred, cum zice Scriptura. Am putea merge de la o biserică la alta. Și am putea merge la o biserică liberă, la altă biserică liberă. Ei toți au crezurile lor proprii și toți slujitorii din toate aceste biserici și biserici libere trebuie să depună un jurământ că ei credincioși vor executa ceea ce, ce este hotărât ca crez pentru biserică. Toți trebuie să-și dea de acordul, să spună da, să ridice mâna, să jure și tot ceea ce acolo se învață, ce se practică, pur și simplu, ei trebuie să spună un da, un de acord, că ei vor vesti acest lucru mai departe. La noi este cu totul altfel. Noi am dat de acordul nostru lui Dumnezeu să vestim ceea ce El, în cuvântul Său, ne-a făgăduit și prin har, prin Golgota, ne-a dăruit. Și cum deja înainte am auzit, la început a fost biserica, un duh și un suflet, un cuget, uniți. Duhul lui Dumnezeu s-a putut coborî. Frați, fraților și surorilor, eu tânjesc după această trăire, ca Duhul lui Dumnezeu să poată lucra, să acționeze, ci să nu stăm doar așa pe scaune, ci să spunem laudă, mulțumire, un amin. Și să fim binecuvântați peste măsură. Și credeți-mă, este cu adevărat ultimul mesaj care Dumnezeu ni l-a încredințat înaintea revenirii lui Iisus Hristos și în cuvântul de introducere deja era vorba despre ziua Domnului care va veni. Dar înaintea zilei Domnului, Domnul se va reîntoarce pentru ca pe ai Lui să ia în slavă. Și noi aceste adunări avem dreptul să le folosim ca pregătire pentru această zi glorioasă. Și noi știm că Dumnezeu vorbește și ceea ce El spune și împlinește și fiecare făgăduință a lui Dumnezeu este da și amin. Și în versetul 2 din Tit 1, înădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă. Făgăduite mai înainte de veșnicii. Și când timpul a fost împlinit și a dăruit har și Domnul, răscumpărătorul nostru, conform Evrei, capitolul 2, a venit în trup acesta ca al nostru, s-a făcut asemenea fraților ca să poată muri, să poată suferi. Fraților, surorilor, răscumpărarea este prețioasă și noi suntem mulțumitori Dumnezeului nostru că noi, ca niște răscumpărați, ca niște liberați, ca niște dedicați al lui Dumnezeu, ne putem aduna? Nici o împotrivire noi față de cuvânt, ci cu adevărat, un de acord adevărat. Și aici, cum este scris în versetul 2 mai departe,
În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Apoi vine versetul 3. Și și-a descoperit cuvântul la vremea lui, la vremea lui hotărâtă de el prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Apostolul a venit la punctul principal. Nu este vorba doar despre vestirea Evangheliei în general, ci este vorba despre vestirea cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul care deja prin proroci a fost vestit dinainte și de aceea dovada în Noul Testament că tot ceea ce Dumnezeu prin proroci a anunțat și-a găsit împlinire. Versetul 3, încă o dată îl citim. Ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui. Prin predică, cuvântul este vestit și Dumnezeu ne deschide mintea noastră pentru cuvânt și pentru împlinirea cuvântului. Doar trebuie să ne întoarcem la slujba lui Ioan Botezătorul. Deseori, în acest loc am spus acest lucru. Un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu ca să pregătească calea Domnului, toate lucrurile să le netezească și să-i gătească Domnului un popor bine pregătit. Exact așa este și astăzi. De fapt, ar trebui să mergem la Luca 1 și în fiecare adunare ar trebui să citim, ca să știm că și mesajul care i-a fost încredințat fratelui Branham nu conduce la discuții, ci ne întoarce înapoi la Dumnezeu, ne întoarce înapoi la cuvânt, ca noi, în întreg planul de mântuire a Dumnezeului nostru, să fim aduși înapoi. În Luca, capitolul 1, încă mai citim aceste cuvinte prețioase în care este spus pentru ce a fost dată slujba fratelui lui Ioan Botezătorul și de ce a trebuit să aibă loc. Aici este scris în Luca, capitolul 1, versetul 16-17. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Asta e, să-i întoarcă înapoi la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea înțelepciunea celor neprihăniți. Ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Fraților, surorilor, asta e sensul și motivul adunărilor noastre. De ce ne adunăm de departe și de aproape? De ce ne urmărește toată lumea? Pentru că acesta este perioada de timp cea mai importantă din istoria mântuirii. Și pentru ca pentru ultima dată tuturor popoarelor și limbilor Evanghelia veșnic valabilă să o vestim și aleșii o recunosc cuvântul făgăduit pentru acest ceas, pentru unii este predicat cuvântul ca mărturie, pentru ceilalți, pentru chemarea afară, pregătirea lor, pentru ziua glorioasă a revenirii
lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Și așa cum atunci s-a putut spune, așa în timpul nostru se va petrece, pentru ca Domnului să gătească un norod bine pregătit. Fraților, surorilor, noi toți trecem prin încercări. Toți trecem prin necazuri. Dacă de natură firească, pământească sau duhovnicească, dacă este vârsta, dacă este tinerețea, noi toți trecem prin necazuri. Dar exact așa, noi știm că Domnul a făgăduit că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Și absolut nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, care în Hristos Iisus, Domnul nostru, a fost descoperită. Și eu sunt de părere, și cred că o pot spune, că niciunul dintre noi nu ar face ceva intenționat, ceea ce nu i-ar place Domnului. Eu nu cred lucrul acesta. Eu nu cred că cineva cu intenție păcătuiește. Eu nu cred aceasta. Pentru că așa este scris. Cine este născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Și dacă ni se întâmplă o greșeală, atunci ne întoarcem la Domnul. Și atunci noi știm că El este marele preot. După rânduiala lui Melchisedec. Și ce a făcut Melchisedec, împăratul Salemului, a luat pâine și vin și s-a dus și l-a întâmpinat pe Avram. Și a sărbătorit biruința peste toți împărații păgâni. Așa se va întâmpla și cu noi. Domnul nostru ne-a întâmpinat, ne-a descoperit cuvântul și ne-a adus la cunoștință ceea ce pentru noi pe crucea Golgotei cu adevărat s-a întâmplat. Voi citi mai departe și aici, din Tit, ceea ce Domnul, prin har, ne-a pregătit și noi, de fiecare dată, din nou putem spune, lăudat și cinstit, să fie Domnul Dumnezeul nostru. În Tit, în capitolul 2, citim, de la versetul 11, din Tit, capitolul 2, de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat pentru toți oamenii a fost arătat. Apoi Pavel devine personal în primul verset. Mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, versetul 12, și ne învață, noi care credem, noi care am devenit credincioși, și ne învață, ne educă să o rupem cu păgânătatea, cu natura ateistă și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Aici vedem o diferență. Mântuirea lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie ajutați, ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar nu toți se lasă mântuiți, nu toți se lasă ajutați. Și de aceea un cuvânt adresat credincioșilor și ne învață, harul ne învață, ne educă să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru că putem spune aici un da și putem spune, iubitule Domn, o să se întâmple așa în viața mea, pentru ca plăcerea ta să se odihnească asupra mea. Apoi, în următorul verset,
așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus warten. În legătură cu revenirea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, și noi toți așteptăm această revenire. Fiți odată sinceri. Dacă Pavel s-ar fi gândit atunci că încă 2000 de ani vor trece, reformatorii care vorbeau de revenirea Domnului și cântarea care corul a cântat-o din timpul reformei, dacă toți acești frați care au fost trimiși de Dumnezeu ca să vestească, să predice cuvântul în vremea lor, dacă cineva dintre ei ar fi socotit că mai durează atâta vreme, eu aș fi socotit cu atâta timp, cu atâția ani vor mai trece după ce slujba care Dumnezeu pentru timpul nostru a trimis-o a fost încheiată, slujba fratelui Branham, și Domnul pe robul său l-a luat acasă. Noi toți, de la început, am socotit cu revenirea eminentă, imediată a lui Iisus Hristos. Și noi până astăzi mai suntem pe pământ. Și dacă v-aș întreba câți în ultimii ani au venit și s-au alăturat bisericii, câte mâini ar fi ridicate în sus? Domnului Dumnezeului nostru îi mulțumim că încă timpul mai ține, că chemarea mai răsună, că oamenii mai pot veni, mai pot primi ceea ce Dumnezeu prin har ne-a pregătit. Dar acum, permiteți-mi să vă spun următoarele. Timpul, cu adevărat, se prelinge, este spre sfârșit. Ziua aceasta nu știe nimeni. Dar în fiecare adunare o putem repeta. Ceea ce a spus Domnul nostru atunci când El vorbea despre timpul sfârșitului. Când voi veți vedea că aceste lucruri se întâmplă, ridicați-vă capetele în sus. Ridicați-vă capetele în sus că mântuirea voastră, răscumpărarea se apropie. Și noi avem voie să ne ridicăm capetele în sus. Și nici unul din noi nu va spune că Domnul meu întârzie, nu vine așa de repede. Fiecare din noi poate spune, Maranata, vină Doamne Iisuse! Da, vin în curând, Doamne Iisuse! Și dacă ne uităm în lume, noi toți suntem informați de ceea ce se petrece pe fața Pământului. Multă vreme cu adevărat nu v-am mai putea ține, indiferent încotro te uiți. Îi mulțumim Domnului. Din toată inima îi aduce mulțumire pentru timpul Harului, care încă nu s-a terminat, dar cu siguranță va ajunge la sfârșit și cu revenirea lui Iisus Hristos își va găsi încheierea. Și de fiecare dată puteam da mărturia aceasta, că toți aceia care pot acum crede din toată inima că Dumnezeu și-a realizat făgăduința și că și-a trimis prorocul înainte ca ziua Domnului să vină, înainte ca soarele să-și piardă lumina și luna să se prefacă în sânge. De ce? De ce? Pentru ca totul să fie readus în starea originală înapoi în biserică, înapoi la început, înapoi la Dumnezeu, înapoi la primele binecuvântări pe care Domnul Dumnezeu la început în biserică prin har le-a dăruit. Și i s-a spus și fratelui Branham, de 17 ori în totalitate, i s-a spus așa cum Ioan Botezătorul a premers înaintea primei veniri a lui Hristos, că el cu un mesaj
va fi trimis, care va premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Fraților, surorilor, aici nu ne jucăm de-a religia. Aici nu este vorba despre reuniuni religioase. Aici este vorba despre cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, adresat poporului lui Dumnezeu, pentru ca să fim aduși în conformitate cu cuvântul. Și acest lucru a fost deja accentuat înainte. Un cuget și un suflet să fim. Și cine apoi citește Romani 12, nu trebuie să citești mai mult decât Romani 12. Și din partea mea și 1 Corinteni 13. Dar în Romani 12 totul este enumerat ce a fost hotărât pentru noi și ceea ce noi avem voie să trăim. Și cum fratele Branham a accentuat, totul să fie învelit în dragostea lui Dumnezeu. Romani 12 de la 9. Romani 12 de la 9 la vale. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Fiți odată sinceri. Nu vedem noi toți, nu observăm noi toți că dragostea lui Dumnezeu ne leagă? Sincer spus, mai degrabă, eu aș îmbrățișa pe frați și pe surori. Dragostea lui Dumnezeu ne leagă atât de puternic, atât de interior, atât de profund unii cu alții, nu doar un dat de mână puternic, cu forță, și cum a spus Pavel atunci, că frații cu dragoste, cu sărutul dragostei să se întâlnească. Dragostea lui Dumnezeu ne leagă. Dragostea lui Dumnezeu nu socotește nimic. Iartă, ea descoperă binecuvântarea totputernicului Dumnezeu în viețile noastre. Și nimeni nu mai socotește ceva aproape lui său, ci în dragostea lui Dumnezeu suntem legați. Versetul 10, dragostea frățească este descrisă. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Inima trebuie să fie în lucrare, în temă. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Și apoi, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Aici este enumerat tot ceea ce în viețile noastre prin har poate fi descoperit. Fraților, surorilor, să cuprindem despre ce este vorba astăzi. Sunt atâtea versete biblice care le-am putea aminti și citi. Doar singur, vinerea, toate cele 13 capitole ale Evreilor le-am citit, puternice. La fiecare verset, capitol, te-ai putea o zi întreagă și o adunare întreagă, ai putea asculta, citi, ceea ce bărbatul lui Dumnezeu, în ce adâncime el planul lui Dumnezeu, planul de răscumpărare a lui Dumnezeu cu adevărat, din toate perspectivele l-a luminat și ce adâncime a vestit totul. Am spus doar, iubitule Domn, când ne putem aduna câteva săptămâni împreună ca să ținem ceasuri biblice, ore biblice, ca să ne adâncim în cuvânt. Pavel a fost un bărbat care a primit un har deosebit. Un har deosebit l-a primit. Dacă citesc scrisorile către romani, galateni, efeseni, și apoi, noi cu toții știm că la sfârșit, scrisorile către evrei, îl vezi pe Pavel care și-a transmis saluturile către evrei. Fraților, surorilor, ce binecuvântare
prin har ne-a fost dăruit, că noi acest cuvânt viu, veșnic, valabil al lui Dumnezeu l-avem și că bărbații al lui Dumnezeu din Vechiul și din Noul Testament sub aceeași inspirație a Duhului Sfânt erau, se aflau. Unii vesteau ceea ce se va petrece, ceilalți au indicat și au arătat exact unde, ce și cum și în ce legătură s-a întâmplat. Pur și simplu, puternic. Dacă ai bucurie și te bucuri în cuvântul lui Dumnezeu, vă bucurați voi în cuvânt, vă adânciți voi în cuvânt când voi citiți cuvântul lui Dumnezeu, este pur și simplu puternic. Dar cuprindem despre ce este vorba astăzi. Domnul are o gloată răscumpărată prin sânge pe suprafața pământului. Evanghelia este vestită tuturor popoarelor, neamurilor ca mărturie. În același timp are loc chemarea afară și pregătirea bisericii mireasă, a miresei Domnului. Și noi toți nu citim doar ceea ce Pavel a spus, noi citim și ceea ce Domnul a spus, ceea ce în Evanghelii este scris. Și dacă noi apoi ne gândim, eu acest lucru îl amintesc deseori și cu mare plăcere, că Noul Testament 845 de ori este amintit Vechiul Testament și că 186 de ori doar prin psalmi în Noul Testament sunt psalmi amintiți cu bărbații lui Dumnezeu în Noul Testament. Prin călăuzirea și inspirația Duhului Sfânt au putut arăta că tot ceea ce Dumnezeu în Vechiul Testament a anunțat, a vestit, a devenit o realitate divină. Toate făgăduințele Dumnezeului nostru sunt da și amin. Și că noi, în acest timp, de peste tot, din toate popoarele, din toate limbile și națiunile, din toate religiile, din toate confesiunile, suntem chemați afară pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să-l auzim, să-l ascultăm. Și eu repet, adunăm poporul meu, adunăm mie poporul meu, adună-mi-l. Eu doresc ca ei să asculte cuvintele mele, nu răstălmăciri, ci cuvântul în original. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu va aduce rod. Și niciun cuvânt nu se va întoarce gol înapoi, ci își va atinge scopul, va împlini pentru ce a fost trimis. Noi acest lucru putem mărturisi pe întreg pământul. Domnul îi cheamă pe aia să-i afară. Totul, restul se dă peste cap, dar Domnul are o gloată răscumpărată prin sânge. Mireasa mielului, care este o sămânță divină. Și cum am citit din Psalmul 22, sămânța lui îi va sluji lui. El sămânța și noi sămânța lui. El, bobul de grâu care a căzut în pământ și a murit, a răsărit și a adus rod și noi suntem grâul copt din spice care va fi luat acasă în slava Dumnezeului nostru. Domnul nostru, în Vechiul și Noul Testament, în pilde, a vorbit. Și în aceste pilde, sensul adânc l-a descoperit, care fiecare îl poate înțelege, fiecare căruia Domnul i-a deschis mintea pentru Scripturi. Și acest lucru putem aminti. Atât de sigur, Domnul nostru, după înviere, s-a
dovedit ucenicilor, s-a descoperit ucenicilor ca fiind cel viu și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu și le-a arătat că tot ceea ce Moise, psalmii, prorocii, tot ce au spus ei, că și-a găsit împlinirea și lor mintea pentru împlinirea scripturilor le-a arătat-o. Același lucru face Domnul astăzi, acum. El nu vorbește doar. El ne indică spre împlinirea a ceea ce în cuvânt este scris și ne deschide mintea noastră pentru scripturi, ca nicio singură întrebare să mai rămână, ci Domnul răspunsul deja să-l fi dat. Și cum în Tit, capitolul 1, la început am citit, pur și simplu să primești har înaintea lui Dumnezeu și ceea ce a trebuit să ne fie spus a fost descoperit și noi credem că Domnul, biserica Lui, biserica Lui mireasă, o pregătește pentru ziua glorioasă a minunatei Lui reveniri. Vă rog să vă mai gândiți la cuvântul din Petru. Să citim acest verset din nou, a doua sau a treia oară, înainte ca să încheiem. Am putea citi multele versete și le-am putea pe toate citi, dar aici încă o dată cuvântul din 2 Petru, capitolul 3. Mai întâi versetul 9 și apoi versetul 14. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, așa cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Lăudat și cinstit să fie Domnul. El nu întârzie cu împlinirea făgăduinței. El așteaptă doar pentru ca ultimul să pocăiască, să cheme numele Domnului, să primească iertarea păcatelor și să primească ceea ce Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru, ne-a dăruit. Apoi, încă o dată, versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Asta Dumnezeu mie și nouă tuturora prin har să ne dăruiască. Și cum înainte am accentuat, El care a început, El va și desăvârși. Și neprihănirea, sfințirea, da, desăvârșirea, noi în Domnul nostru avem. Suntem mulțumitori, din inimă suntem mulțumitori că noi trăim acum pe pământ. Decizia noastră pentru Domnul am putut-o lua și cu noi toți din toate popoarele și din toate limbile și-au luat deciziile lor pentru Domnul. Și toți care cred acum, care cred acum ceea ce Dumnezeu a făgăduit, ei vor avea parte de ultima făgăduință. Sunt două făgăduințe principale. Una, care înaintea revenirii Domnului se întâmplă, că El, pe robul și prorocul său, ca atunci Ilie și Ioan Botezătorul, că El va trimite, și a doua făgăduință principală, eu mă duc să vă pregătesc un loc.
și mă voi reîntoarce, ca să vă iau ca și voi să fiți acolo unde sunt eu. Și cum Pavel a scris, aici pe pământ nu avem un loc unde rămâne mereu. Noi căutăm cetatea viitoare și Dumnezeu a pregătit această cetate și noi vom intra în noul Ierusalim. Și acest lucru îl repetăm încă o dată. Cele pregătite au intrat în odaia de nuntă și ușa a fost încuiată. Eu acest lucru vi spun și sunt convins că toți care pot crede acum din toată inima acceptă și primesc ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit și cei care păzesc aceste cuvinte și în inimile lor trăiesc pregătirea în fiecare adunare. Ei trăiesc pregătirea lor, dedicarea lor, care am citit cuvintele dinainte. Înainte am citit aceste cuvinte care vor să fie plăcuți lui Dumnezeu. Dacă citim astfel de versete biblice, atunci fiecare să rogă în sufletul lui, iubitule Domn, lasă să se întâmple în viața mea. Lasă să se întâmple în tocmai așa în viața mea. Ca noi împreună, fără pată, fără zbârcitură, să ne arătăm înaintea lui. Nu o neprihănire proprie, ci o neprihăniți prin credința în lucrarea isprăvită de răscumpărare pe crucea Golgotei. Și din inimă, noi încă o dată cuvintele Domnului nostru le putem exprima: s-a isprăvit. Pentru ca Scriptura întreagă să se împlinească cu răscumpărătorul și cu cei răscumpărați. Să se întâmple, să împlinească Scriptura cu cei răscumpărați. S-a isprăvit. Și sămânța lui îi va sluji. Lăudat și cinstit să fie Domnul nostru și Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Aleluia. Amin. Să ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Să cântăm cântarea așa cum sunt. La tine vin. Nu puterea mea, ci tu singur. Sângele tău mă spală de păcat, o miel al lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Acum când suntem în duh de rugăciune, permiteți-mi să pun întrebarea următoarea. Dacă sunt persoane noi venite în mijlocul nostru, care încă nu au auzit despre ceea ce Dumnezeu în timpul nostru a făcut, cum El făgăduința Lui a împlinit-o, vă rog frumos, primiți-o prin credință, acceptați-o, primiți-o, deveniți copii ai făgăduinței, credeți cuvântul făgăduit și tot ceea ce Dumnezeu a făgăduit, El o va face. El o va împlini. Făgăduințele lui Dumnezeu, ele rămân, ele veșnic nu se clatină. Cu sângele lui, Iisus a pecetluit ceea ce El a promis în cuvântul Său. Da, cerul și pământul poate să ardă, munții și dealurile dispar, dar cel ce crede va găsi. Cuvântul lui rămâne veșnic valabil. Avem noi greutăți și dorințe de rugăciune?
pe unii dintre frați nu-i vedem astăzi aici. Pe fratele Martin nu-l vedem. Noi îl vom aminti în rugăciune într-un mod deosebit. Fratele Tsing nu este astăzi aici. Noi îl vom aminti în rugăciune. Sora Chumi nu este aici. Sora Fer nu este aici. Noi îi vom aminti pe toți în rugăciune. Dacă este vârsta, dacă a fost un accident, dacă i-a oprit ceva, orice, noi avem voie să o aducem Domnului astăzi. De două ori am întrebarea următoare. Prima întrebare este, cine dorește să-și dedice pe deplin viața Domnului? Și în încheiere, următoarea întrebare. Cine are greutăți? Cine are nevoie de vindecare? Și orice ar fi. Dar mai întâi, cine are necazuri duhovnicești? Cine dorește să primească mai mult de la Domnul? Cine are nevoie de descoperire? Orice ar fi, orice ar fi. Și de ce aveți nevoie în domeniul duhovnicesc? Ce-i cereți? Noi împreună o vom cere. Ridicați mâna. Noi toți avem nevoie de mai mult. Da, noi știm. Știm că Domnul are mai mult de dat. Și vom cânta cântarea după aceea. Mai mult, mai mult de la Mântuitorul. Al doilea rând, cine are dorințe de rugăciune pentru eliberări, necazuri, vindecări? Orice ar fi, de ce natură ar fi, vă rog să ridicați mâna. Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu știe cu totul, totul cu adevărat. Și noi, amândouă mâinile noastre, avem voie să le punem pe Biblie, pe Vechiul și Noul Testament. Și înaintea tot puternicului Dumnezeu putem mărturisi, înaintea lui Dumnezeu, lui Avram, Isaac și Iacov, înaintea Dumnezeului lui Israel, înaintea Dumnezeului nostru și Tatăl nostru, noi putem mărturisi. Da, că ție, Dumnezeule, îți dăruim credința noastră, acceptăm și primim cuvântul tău, iubitule Domn. Acum noi te rugăm pentru toate necazurile duhovnicești, iubitule Domn. Tu cunoști de ce avem nevoie toți. Dumnezeule, apleacă-te în jos, coboară-te în jos, descoperă-ți prezența ta. Doamne, ne aflăm aici în numele Tău, în prezența Ta, adunați. Și Tu ne-ai dat făgăduința că acolo unde doi sau trei se adună în numele Tău, acolo Tu ești în mijlocul lor. Tu ai dat și făgăduința că acolo unde doi sau trei se adună și îți aduc o rugăciune să li se dăruiască dorința lor. Ne rugăm pentru toți frații și toate surorile care au greutăți spirituale, unde este prea puțină credință, prea puțină descoperire. Doamne, Doamne, acolo Tu, cu Duhul Tău cel Sfânt, să te cobori în jos, prin inspirația Duhului Tău, să le dăruiești tuturora descoperirea lui Iisus Hristos și descoperirea cuvântului scris, care nouă prin har ne-a devenit un cuvânt viu descoperit. Nu o literă moarte, ci un cuvânt viu, sfânt, descoperit. Cuvânt al lui Dumnezeu și ca sămânță în inimile noastre l-ai semănat. Iubitule Domn, exact așa noi îți aducem toate necazurile, fiecare boală și a fratelui nostru scump, Martin, dăruiește har, Doamne. Îndreaptă-ți brațul Tău, mâna Ta găurit-o, Doamne, pune-o asupra Lui.
pune-o tu asupra lui, atinge-l, vindecă-l. Să-l aducem și pe fratele Țing. Pune mâinile tale asupra lui, toți frați și toate surorile ți le aduce, toți care au necazuri trupești, pe toți ți aduce. Tu dăruiești salvarea sufletului, eliberarea duhului, vindecarea trupului. Noi ție îți mulțumim pentru Evanghelia deplină și pentru puterea lui Dumnezeu, care este descoperită astăzi și în această adunare. Este descoperită, iubitule Domn, ție întreaga adunare să-ți fie dedicată. Ridică-ți tu fața ta și binecuvintează în toate locurile, acolo unde poporul tău este adunat, ca să asculte cuvintele tale, pentru ca făgăduințele tale să le creadă și pregătirea lor să o trăiască. Binecuvintează-i pe toți frații care traduc acum. Pe Claudiu Mischi să-l binecuvintez, care traduce în limba portugheză. Fratele Henry Ziegler, care traduc în limba română. Pe fratele Tiengento să-l binecuvintez. Pe toți frații, oriunde ei se află. Toți care acum în diferitele limbi traduc. Dăruiește harul, Doamne, și binecuvintează. Gloata ta răscumpărată prin sânge și lasă-ne să devenim o gloată botezată cu Duhul, umplută cu puterea din înălțimi. Fie ca dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre să fie revărsată prin Duhul Sfânt. Iubitule Domn, tu sfârșitul îl vei face asemenea începutului. Este făgăduința ta și tu o vei împlini. Eu ți îți mulțumesc pentru prezența ta, îți mulțumesc pentru ascultarea ta. Noi simțim prezența ta, Doamne, atotputernicule Dumnezeu, tu ești acum prezent. Tu îți confirmi cuvântul, tu asculți rugăciunile și ne dăruiești tot pentru ceea ce te-am rugat. Noi ție îți mulțumim pentru aceasta. În scumpul și sfântul tău nume, Iisus, te-am rugat. Aleluia. Amin. Mai cântăm cântarea Mai mult, mai mult de la Mântuitor. Mai mult, mai mult de la Mântuitorul meu, mai mult doresc să văd mielul liniștit, doresc să stau mai mult la cruce, mai mult, mai mult de la Mântuitor, mai mult de la Mântuitor. Doresc să mă uit mai mult la mielul liniștit, mai mult aș dori să stau la cruce. Amin. 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 Amin, vă rog să reocupați locurile. Mai cântăm împreună minunata cântare 220. Cântarea 220. Vă rog să mă amintiți în rugăciunile voastre. Voi merge în Africa de Est, dacă Dumnezeu dăruiește har, în al doilea sfârșit de săptămână, vă rog să mă pomeniți în rugăciunile voastre. Dumnezeu să dăruiască, să binecuvinteze cântarea 220, să o cântăm din toată inima. Ziua mântuirii a început pentru mine. Ziua mântuirii a început pentru mine.
Aleluia! Laudă i-a Domnului Dumnezeu. Noaptea rece, întunecoasă a trecut, aleluia, laudă lui Dumnezeu. Acum răsare soarele călduros și strălucitor și răsare în inima mea și în sufletul meu. Eu beau din izvorul bucuriei a lui Iisus, aleluia, slavă lui Dumnezeu. O pace dulce a lui Dumnezeu, inima mea cânt o cântare de laudă, ascultați-o cu toți, din nord, din sud, aleluia, laudă lui Dumnezeu. Natura mea veche a trecut, aleluia, laudă lui Dumnezeu. Eu am căutat pe Dumnezeu și El m-a găsit, aleluia. Slavă lui Dumnezeu! Acum eu stau pe temelia stâncii tot timpul și toate ceasurile stau pe această temelie. Eu o fac de cunoscut tuturor oamenilor, aleluia, slavă lui Dumnezeu! O pace dumnezeiască dulce, inima mea cântă o cântare de laudă. Toți o ascultați, din nord, din sud, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Viitorul este strălucitor, luminos, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Viitorul este înaintea mea prin harul lui Iisus, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Eu acum îl văd aproape, nu mai văd departe. El este cetatea mea, un loc ocrotitor, este steaua mea. Mă ajută împotriva tuturor dușmanilor, aleluia, cinste lui Dumnezeu. O pace dulce dumnezeiască, inima mea cântă o cântare de laudă. Toți o asculte, din nord și din sud, aleluia, cinste lui Dumnezeu. Eu cânt plin de dragoste, aleluia, cinste lui Dumnezeu. Eu deja umblu aici în cer, pe pământ, aleluia, slavă lui Dumnezeu. Eu locuiesc în siguranța mântuitoare . Eu trăiesc în pace și fericire în mijlocul poporului lui Dumnezeu până în veșnicii, aleluia, slavă lui Dumnezeu. O pace dumnezeiască dulce, mântuitoare, cântarea mea cântă o cântare de laudă. Toți o asculte din nord, din sud, din est și din vest, slavă lui Dumnezeu. Și tot poporul să spună amin. Este fratele von Osterroth astăzi aici? Vino și frate Rufă și tu să vii și să mulțumiți Domnului. Și tu, frate Keller, vei face rugăciunea de încheiere. Veniți, fraților, și mulțumiți Domnului. Noi mulțumim Domnului împreună. Și mulțumim împreună cu frații noștri. Cu frații noștri împreună îi aducem slavă Domnului. Tată Ceresc, inima noastră este mișcată. Tu astăzi ai făcut lucruri mari în mijlocul nostru și ne-am găsit intrare la Tine. Tu ai isprăvit-o și ne-ai dăruit har.
Tu ne-ai dăruit acest har, o Doamne. Îți aducem pentru această laudă cinste și închinare. Că Tu ai trimis pe robii Tăi să ne aducă cuvântul clar, îți aduce mulțumire că înțelegem fiecare cuvânt. Că ne-ai deschis mintea pentru Scripturi și cuvântul Tău adevărat îl putem asculta. Doamne, și eu am fost foarte mișcat sub această predică, Doamne. Și s-a rentat de fiecare dată să vin acolo unde ești și Tu. Doamne, așteptăm lucruri mari din partea Ta. Că Tu ne călăuzești mai departe în tot adevărul și noi Te luăm pe cuvânt, o Doamne. Ajută-ne pe fiecare în parte. Ajută pe fiecare care are nevoie de Tine, care are nevoie de eliberare, care are nevoie de descoperire, care are nevoie de adevăr. Ajută pe fiecare, o Doamne. Dăruiește-ne astăzi putere. Dăruiește-ne starea corectă, o Doamne. Îți aduce mulțumire. Îți mulțumim că ne-ai călăuzit și ne-ai binecuvântat. Pentru tot îți mulțumim. Tu ești Dumnezeul nostru, Domnul nostru. Și pentru toată cinstea și slava ți-o aducem în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Doamne, îți mulțumim din adâncul inimii noastre. Tu ai făcut această zi, o Doamne. Este un privilegiu să fim în acest loc, să fim aici adunați în poporul Tău și ai ales pe robul Tău ca să ne aducă cuvântul. Avem urechi deschise, inimi deschise. Ce privilegiu, ce mare har, o Doamne. Ce lucru mare ai făcut iară din nou astăzi. Tu ai vindecat, Tu ai eliberat, Tu ne-ai dăruit dragostea Ta. Ce mare har ne-ai dăruit. Fă-ne înfăptuitori ai cuvântului Tău. Dăruiește-ne putere, o Doamne, ca să putem birui această lume rea. Tu ai biruit-o, dăruiește-ne credință și încredere și dragoste. Îți aducem o mulțumire adâncă. Fii cu robul nostru, înzestrează-l, dă-i putere, ajută-l să lucreze mai departe. Ce mare har, o Doamne, că robul nostru mai aduce cuvântul atât de puternic și atât de minunat. Doar Tu îl ții și doar Tu îi dai putere, slavă și mulțumire îți aducem ție. Amin. Frate Keller, da, credinciosule Domn, noi cuvântul Tău l-am auzit în această dupămasă. Doamne Iisuse, Tu ai vorbit cu noi și de aceea Te putem doar lăuda și cinsti și să-ți aducem doar mulțumire. Doamne Iisuse, umblă acum prin rândurile noastre. Să-L atingi pe fiecare parte. Vindecă pe cei bolnavi, dăruiește putere celor slabi, dar fiecare suflet să Te trăiască. Dar vrem să-ți aducem frații slujitori înaintea Ta, unde ei se află, pe întreg pământul, din toate limbile. Binecuvintează, Doamne, unge-le buzele, pentru ca cuvântul Tău adevărat să-L dea mai departe. Dar și pe fratele nostru, Frank, scumpul nostru, Frank, fii alături de el în toate călătoriile. Binecuvintează-l. Dă-i putere. Eu ție îți mulțumesc, credinciosule Domn. Te putem doar lăuda și cinsti pentru lucrurile auzite care ni le-ai spus astăzi în această dupămasă. Pregătește-ne mai departe, Doamne Iisuse, ca să putem avea parte de cină acolo în slavă. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, și Te lau și Te cinstesc. Amin. Mai am ceva de spus, un anunț? Luna viitoare, nu va avea loc adunarea în această sală, ci în sala alăturată, deci în luna mai,
ultimul sfârșit de săptămână, în sala galbenă va avea loc adunarea. Mai cântăm Haleluia, fi lăudat! Haleluia, fi lăudat! Haleluia, amin! Amen! Haleluia, Haleluia, fi lăudat! Doamne, binecuvintează-ne acum! Amin! Amin! Și prin credință dăm mâna fiecăruia și spunem că El ne-a binecuvântat. Amin.